Particulele elementare sunt particule despre care credem astăzi că nu sunt compuse, la rândul lor, din alte particule. Ele sunt cărămizile Universului, așa cum îl cunoaștem acum. Neutronul și protonul, de exemplu, nu sunt particule elementare, pentru că aceștia sunt compuși din quarci. Electronul, neutrinul sau bozonul Higgs sunt. Hai să trecem în revistă câteva dintre proprietățile remarcabile ale particulelor elementare. Ai auzit de particula lui Dumnezeu? Este o denumire cât se poate de nepotrivită dată uneia dintre cele mai importante particule elementare, bozonul Higgs. Acesta a fost teoretizat de către fizicianul Peter Higgs în anii 1960 pentru a explica interacțiunea nucleară slabă. Rezultatul a fost neașteptat. În final s-au putut unifica două forțe ale naturii, cea electromagnetică și forța nucleară slabă. Mai mult, fizicienii au putut explica de ce electronii au masă de repaus nenulă și în felul ăsta stau în interiorul atomilor, pentru că interacționează cu bozonii Higgs. Fără bozonul Higgs, electronii n-ar fi avut masă de repaus și s-ar fi deplasat cu viteza luminii. Consecința, ar fi scăpat din atomi, iar toată materia din univers ar fi dezintegrat instantaneu. Ce bine că există bozonul Higgs care oprește lucrul ăsta. De aceea și unora le place porecla pe care a primit-o de particula lui Dumnezeu. Confirmarea experimentală a bozonului Higgs a trebuit să aștepte o jumătate de secol. De ce? Pentru că bozonul Higgs este incredibil de efemer și instabil, descompunându-se în alte particule imediat după crearea sa. Detectarea bozonului Higgs a necesitat experimente sofisticate și tehnologie avansată și a fost făcută abia în anul 2012, prin experimente realizate la Marele Accelerator de Particule LHC de la Geneva. Ca o notă finală, fizicianul Peter Higgs a decedat acum câteva luni la venerabila vârstă de 94 de ani. Știai că electronul este cea mai mică particulă elementară? Nimeni nu știe cât e de mică, de aceea este considerată punctuală. Electronii se găsesc în interiorul atomilor, acolo unde ei orbitează în jurul nucleului. Masa unui electron este foarte mică, de mii de ori mai mică decât masa unui atom. Sarcina electrică a electronilor este utilizată ca unitate standard de sarcină pentru particulele subatomice. Electronii joacă un rol crucial în reacțiile și legăturile chimice ale atomilor, atunci când aceștia se combină pentru a forma molecule. Ei au fost descoperiți de către J.J. Thomson în 1897, în timpul experimentelor cu raze catodice. Când profesorul Thomson a fost întrebat ce aplicații practice poate avea descoperirea sa, acesta a răspuns că niciuna, pentru că electronii sunt prea mici pentru a fi folosiți la ceva. Thomson s-a înșelat. Pentru că electronii se mișcă aproape liber în metale, ei sunt principalii purtători de curent electric. De aici avem electronica, cea care face posibil ca tu acum să te uiți pe telefonul tău mobil. Electronii prezintă dualitatea undă-corpuscul, manifestând proprietăți atât de particule cât și de unde, așa cum descrie mecanica cuantică. Proprietatea de undă a fost descoperită de fiul profesorului J.J. Thomson, care și el a primit premiul Nobel. Electronii sunt fermioni, adică nu pot sta doi electroni în același loc având aceeași orientare a spinului. Sunt ca doi copii care nu încap pe același scaun. Ei au o proprietate intrinsecă numită spin, care seamănă cu mișcarea în jurul unei axe proprii, dar nu este, tocmai pentru că electronii sunt considerați particule punctuale. Proprietatea de spin îi face pe electron să fie mici magneți chiar și atunci când stau pe loc. Mărimea acestui mic magnet a fost descoperită în același an atât de marele fizician danez Niels Bohr, cât și de fizicianul român Ștefan Procopiu de la Iași. Tu ce alți fizicieni români cunoști? Știai că lumina este făcută din particule numite fotoni? Fotonii sunt particule elementare care intermediază interacțiunile electromagnetice. Ei au masă de repaus zero și călătoresc cu viteza luminii în vid. Fotonii manifestă atât caracterul de undă al luminii, cât și pe cel de particulă. Un concept cunoscut sub numele de dualitate undă-corpuscul. De aceea, nu trebuie să ne imaginăm fotonii ca particule punctuale, ci mai degrabă ca pachete discrete de energie ale undelor de lumină. Energia unui foton este direct proporțională cu frecvența undei. Asta explică efectul fotoelectric, așa cum a arătat Albert Einstein. Fotonii ce cad pe un material ejectează electroni, iar energia acestor electroni este dată doar de frecvența undei luminoase, nu și de intensitatea acesteia. Acest fenomen stă la baza producerii de electricitate prin panouri solare. Doi fotoni pot deveni corelați cuantic. Dacă ei merg către margini opuse ale Universului, se întâmplă ceva ciudat. Atunci când se măsoară un foton, celălalt foton, aflat la celălalt capăt al Universului, este și el afectat instantaneu. Cum se poate așa ceva? Hei,
fizică cuantică. Știai din ce sunt formați protonii și neutronii din centrul atomilor? Din quarci. Există 6 tipuri sau arome de quarci. Acestea sunt denumite up, down, strain, charm, bottom și top, fiecare având mase și proprietăți diferite. Quarcii sunt singurele particule elementare care au o sarcină electrică fracțională, fie de 2/3 din sarcina elementară a electronului, fie o treime. În natură nu au fost observați quarcii liberi, ci doar în combinații de 2 sau 3, formând alte particule mai mari. De ce? Păi dacă încerci să scoți un quarc dintr-o astfel de particulă, vei consuma așa de multă energie, încât din energia respectivă se va mai forma un quarc, care se combină cu quarcul scos și formează o altă particulă. Totuși, se crede că unii quarci pot exista în stare liberă în nucleele stelelor neutronice, unde condițiile extreme permit acest lucru. Quarcii sunt singurele particule care experimentează toate cele 4 forțe fundamentale ale naturii: gravitația, electromagnetismul, interacțiunea nucleară slabă și interacțiunea nucleară tare. Fiecare dintre quarci poate veni în 3 culori. Acestea nu sunt culori obișnuite, ci doar o denumire pentru un alt tip de sarcină, care poartă numele de sarcină de culoare. Această sarcină de culoare face ca acești quarci să se atragă între ei și astfel quarcii să stea în interiorul protonilor. Interacțiunile dintre quarcii încărcați cu sarcină de culoare sunt mediate de particule numite gluoni, care sunt responsabili pentru forța nucleară tare, cea mai puternică forță fundamentală cunoscută în fizica particulelor. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la întreaga bază de date a filmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO și așa mai departe. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion și camere de hotel la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Cu serviciul Surfshark Alert poți monitoriza datele tale, verifica posibilele breșe, primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus, să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Asigură-ți confidențialitatea cu Surfshark. Intră pe linkul meu din descriere și introduc codul promoțional PRESURĂ. Astfel vei obține 4 luni gratuite. Ai auzit de gluoni? Ei sunt particule elementare care intermediază forța nucleară tare. Gluonii sunt un fel de lipici care leagă quarcii pentru a forma proton, neutron și alte particule compuse. Fără gluoni, atomii din tine s-ar fi spart, iar tu n-ai fi putut exista acum. Gluonii se mai numește și purtători ai forței de culoare, pentru că așa se numește forța de atracție sau de respingere dintre quarci, intermediată de gluoni. Nu înseamnă că gluonii sunt colorați. Deși o sabie făcută dintr-un fascicul de gluoni, așa cum este cea din Star Wars, ar fi arăta super. Ați văzut cum săbile din Star Wars făcute din laser interacționează? Asta nu se poate fizic, ca o păcăleală de film, deoarece razele de lumină trec una prin cealaltă. De ce? Pentru că particulele din care e făcută lumina, fotonii, nu interacționează unele cu celelalte. Pe de altă parte, gluonii o fac. De aceea, cel mai probabil, săbile laser din Star Wars erau făcute din gluoni. Ție ți-a plăcut filmul? Știai că muonii sunt particule elementare rude cu electronii, dar mai grele? Muonii se creează când razele cosmice se ciocnesc cu atomii din atmosfera superioară a Pământului, la zeci de kilometri deasupra suprafeței acestuia. Deși au o durată de viață foarte scurtă, de mai puțin de 2 milionimi de secundă, muonii pot ajunge totuși la suprafața Pământului. De ce? Datorită dilatării relativiste a timpului. Mergând cu viteze apropiate de cea a luminii, trăiesc mai mult. Muonii au validat astfel experimental teoria relativității a lui Einstein, demonstrând dilatarea timpului. Din perspectiva unui muon, datorită acestor efecte relativiste, atmosfera Pământului pare mult mai subțire, mai puțin de un kilometru grosime. De ce? Pentru că, din punctul lui de vedere, nu timpul se dilată, ci spațiul atmosferei Pământului se contractă. Muonii se descompun în cele din urmă în alte particule, inclusiv electroni, neutrini și antineutrini, care fac parte din familia de particule a leptonilor. Interacțiunea muonilor cu materialele este utilizată în tomografia cu muoni, o tehnică folosită pentru scanarea structurilor și detectarea camerelor sau materialelor ascunse
fără a demonta nimic. Când primesc suficientă energie pentru a penetra adânc în materiale și în pământ, sunt utili în investigații geologice și arheologice. Aproximativ 240 de mon trec prin corpul tău în fiecare secundă. Deși sunt în mare parte inofensivi, aceștia pot provoca ocazional daune minore celulelor. E prima dată când auzi de muoni? Știai că cele mai fantomatice particule elementare sunt neutrinii? Aceasta deoarece interacționează foarte slab cu materia. Neutrinii pot trece prin întregi planete fără să fie absorbiți sau deviați. Neutrinii, numite și particule neutrino, sunt produși în diverse reacții nucleare, inclusiv cele din soare sau din reactoarele nucleare și prin interacționarea razelor cosmice în atmosfera Pământului. Neutrinii sunt de asemenea produși în număr mare în timpul exploziilor de supernove. Particulele neutrino sunt rude cu electronii, atâta doar cu o masă de repaus aproape nulă. De fapt, la începutul Universului, ele erau același tip de particulă. La câteva fracțiuni de secundă după Big Bang a avut loc o rupere de simetrie a forțelor din natură și cele două particule s-au separat. Neutrinii au rămas fideli forțelor de interacțiune nucleară slabă. Neutrinii vin în trei arome, ca și electronii: neutrinul electronic, neutrinul monic și neutrinul tau. Interesant este că neutrinul poate să oscileze între aceste arome pe măsură ce călătorește în spațiu. Acest fenomen a fost observat pentru prima dată în experimente care studiau neutrinii produși de soare și ulterior confirmat în experimente cu particule neutrino provenite din interacțiuni cu raze cosmice. Particulele neutrino călătoresc cu viteze apropiate de cea a luminii. Această viteză mare le permite să ajungă pe Pământ din surse astrofizice îndepărtate relativ rapid, oferind informații valoroase despre evenimentele cosmice. Știai că un glob se învârte în jurul axei proprie în timpul mișcării? Asta pentru ca să își păstreze direcția către țintă. El se poate vârti atât într-un sens, cât și în celălalt. La fel și particulele elementare au o proprietate similară, numită spin. Neutrinii sunt speciali. În sens clasic, ei s-ar învârti doar într-un sens față de direcția de mișcare, nu în celălalt. Natura are preferințe. De ce nu în celălalt sens? Nu știm. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la SurfRad pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul meu din descriere, astfel vă asigurați confidențialitatea cu SurfRad și obțineți 4 luni gratuite. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!